În perioada 1-30 septembrie 2017, clienții care vor pregăti ghiozdanele propriilor copii și vor face orice achiziție din cele 30 de librării Alexandria aflate în 13 județe ale țării vor sprijini și copiii nevoiași înscriși și în programele Salvați Copiii România. Alexandria Librării donează sub formă de rechizite către organizația Salvați Copiii România 1% din cifra de afaceri. Așadar, iată-ne la începutul celei de-a treia ediție a campaniei Cumperi tu, primești și ei, o campanie de susținere a organizației Salvați Copiii România și le mulțumim încă o dată pentru că au acceptat această invitație de a fi alături de noi și în acest an. Cumperi tu, primești și ei, cu un slogan nou în acest an, pentru că nouă ne pasă, pe un mecanism foarte simplu. Orice achiziție din librăriile Alexandria în luna septembrie se transpune într-un sprijin către organizația Salvați Copiii. 1% din valoarea tuturor bonurilor se vor duce sub formă de donații în rechizite, ghiozdane, articole pentru școală, manuale, auxiliare școlare, cam tot ce au nevoie acei copii pe care poate soarta nu i-a favorizat la fel ca pe ceilalți. Statisticile Salvați Copiii în ceea ce privește lipsa de educație și abandonul școlar sunt îngrijorătoare. În țara noastră, unul din 10 copii cu vârsta corespunzătoare învățământului primar nu participă la educație. De la un an la altul, în loc să crească procentajul copiilor cu vârsta de la 7 la 10 ani care frecventează școala primară, este în scădere, iar cel al abandonului școlar la clase primare și gimnaziale în creștere. Rezultatele campaniilor din anii trecuți, când sute de copii nevoiași s-au bucurat de începutul anului școlar la fel ca orice alt copil, au făcut ca această campanie să continue. În anii trecuți am sprijinit colegi din întreaga țară prin centrele educaționale, iar anul acesta vom merge în special în Moldova, în Suceava, în Neamț, în Vaslui și nu vom renunța la colegii noștri din Petrila, unde situația este destul de gravă, unde există un centru educațional mare cu peste 200 de copii pe care noi încercăm să-i ajutăm împreună. Campania asta, spuneam, e o campanie de responsabilitate socială și după modelul copiilor din clip, cred că fiecare dintre noi poate da dovadă de solidaritate, așa cum s-a întâmplat în anii din urmă, în care copiii beneficiari ai programelor Salvați Copiii au primit ghiozdane complet echipate și noi care am fost acolo în momentul în care le-au primit și le-au deschis, am văzut ce înseamnă bucuria autentică a unui copil care știe să aprecieze gesturi de acest fel, gesturi făcute cele mai multe dintre ele în anonimat, care sunt cele mai autentice și care sunt convinsă creează cea mai multă satisfacție. Suntem convinși că și anul acesta sucevenii și nu numai vor răspunde și se vor alătura acestei campanii. Și credem cu tărie că proiectul inițiat de Alexandria Librării este un exemplu demn de urmat de companiile din mediul privat. Acest tip de proiecte de responsabilitate socială ar trebui să fie
parte a strategiei de dezvoltare a tuturor companiilor din mediul privat, care au posibilitate și care doresc să se implice în dezvoltarea comunității în care activează. Fiecare persoană care va face cumpărături de orice natură, din oricare din librăriile Alexandria, se alătură acestei campanii și face un gest concret de încurajare a educației.